când începe recesiunea și mai grav decât atât, vom avea o criză economică în următoarea perioadă? În videoul de astăzi aș vrea să ne uităm pe informațiile istorice, astfel încât să reușim să calculăm o probabilitate statistică ca în următoarea perioadă să avem o recesiune. Și dacă în următoarea perioadă avem șanse să existe o recesiune, cum o să mă protejez eu în cazul în care apare această recesiune? Te salut, Cristian Trăboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și haideți să ne apucăm de treabă. Și aș vrea să ne uităm puțin pe datele statistice. De această dată pe datele, datele statistice ale pieței americane și în speță vreau să ne uităm la dobânda de referință a băncii centrale. De ce la dobânda de referință? Pentru că ea este cea care dă direcția în piață pentru următoarea perioadă. Și pe acest grafic avem câteva zone importante. Zonele cu gri sunt zone de recesiune sau criză economică, iar graficul cu albastru este creșterea sau scăderea dobânzii de referință a băncii centrale. Și în funcție de scăderea sau de creșterea acestei dobânzi, vom observa că apar sau nu apar anumite crize economice sau recesiuni. De-a lungul timpului au fost mai multe recesiuni și aș vrea să ne uităm la câteva dintre ele. Prima la care aș vrea să ne uităm este la criza din 1960, apoi la criza din 1970, criza din 1990, criza din 2000 și criza din 2000. 2007-2008. De ce ne uităm la toate aceste crize? Pentru că noi putem să facem o previziune asupra viitorului în momentul în care știm ce s-a întâmplat în trecut. Se va întâmpla și în viitor 100% identic? Puțin probabil. Dar sunt șanse mai mari să se întâmple ce s-a întâmplat în trecut decât să se întâmple ceva nou. Și haideți să le luăm pe rând. Criza din 1960 a început în aprilie 1960 și s-a terminat în februarie 1961. A durat aproape un an. Doar că, dacă ne uităm la cum a crescut și a scăzut rata de dobândă a băncii centrale, observăm în felul următor: că, în momentul în care s-a început tăierea dobânzii, nu a început imediat o criză economică, ci piața a continuat să crească în următoarele 3-4 luni, a fost pe o pantă ascendentă, până în momentul în care oamenii au început să rămână fără bani. Și dacă oamenii rămân fără bani, ce se întâmplă? Păi nu mai consumă produse și servicii. Dacă nu mai consumă produse și servicii, nu mai cumpără, companiile vor fi cu profituri în scădere. Dacă companiile au profituri în scădere, atunci se prognozează că în următoarea perioadă va exista o recesiune. Și atunci, întrebarea este, ok, bun, dar dacă în momentul în care se încep scăderile dobânzilor, nu începe neapărat criza? când se termină criza, în momentul în care se ajunge cu dobânda la un minim istoric, corect? Păi nu neapărat, pentru că minimul în 1960 din nou a fost la 5-6 luni distanță de momentul în care s-a încheiat criza. Și atunci, dacă ne uităm doar la criza din 1960, observăm că există un decalaj între momentul de începere a crizei și momentul de începere a tăierii dobânzii de referință și momentul de încheiere a crizei sau momentul de bottom sau dobânda minimă a băncii centrale. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în 1970. Pe criza din 1970 a început în 1969, de fapt, în decembrie și s-a terminat în noiembrie 1970. În principiu a durat aproape un an. Și aici se întâmplă lucrurile similar cu ce am văzut mai devreme. Adică tăierea dobânzii a început cam cu 3-4 luni mai devreme, și recesiunea s-a încheiat cam cu 3-4 luni mai devreme de momentul în care dobânda a ajuns la un minim. Începem să observăm un pattern și anume că recesiunile apar de obicei între maximul dobânzii și minimul dobânzii, doar că nu încep fix în momentul în care se taie dobânda și nu se termină în momentul în care se ajunge la un minim istoric al dobânzii. Ok, Haideți să vedem mai departe ce s-a mai întâmplat. În 1990, din nou, avem lucruri similare. Chiar dacă aici criza a durat mult mai puțin față de celelalte două, observăm că distanța de la momentul în care se începe tăierea dobânzii de referință până la începerea recesiunii este mult mai mare. Este mult mai mare. Și, la fel, chiar dacă tăierea acestei dobânzi de referință a continuat să scadă, mai multe, mai multe luni decât momentul de minim istoric pentru recesiunea din 1991. Observăm și de această dată un decalaj. Se întâmplă similar și în 2001, da, se întâmplă absolut identic, adică tăierea începe cam cu 6 luni înainte și minimul pe bursă ajunge să fie atins cu mult înainte de momentul în care se ajunge la un minim pentru dobânda de referință. Și acum, haideți să ne uităm la criza din 2007-2008. Pentru că aceasta este cea mai aproape de noi și probabil ai resimțit-o și tu. Și aici lucrurile stau puțin diferit. Dacă la toate celelalte crize lucrurile păreau foarte, foarte simple, e bine la criza din 2007-2008 lucrurile stau puțin diferit. Și anume, criza a început cam la 4 luni, 5 luni după ce s-a început tăierea dobânzii de, de referință. Doar că, de data aceasta, minimul pieței, nu a fost înainte de minimul dobânzii. De data aceasta, minimul dobânzii a fost cu mult înainte să avem un minim în piețele bursiere. Se pare că, în criza din 2007-2008, bula a fost atât de mare încât, nici în momentul în care s-a ajuns la o dobândă foarte aproape de zero, criza nu a ajuns la un minim și a continuat să mai funcționeze pentru încă câteva luni. Acest lucru se întâmplă destul de rar doar în momentele în care, într-adevăr, aceasta este o criză foarte acută și se pare că momentul de minim al bursei va continua și după momentul de minim al dobânzii de referință al băncii centrale. Și atunci, ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Vom avea o recesiune în lunile care urmează sau vom avea un soft landing, cum spun americanii, nu vom avea o recesiune, lucrurile vor merge doar în sus, bursa va fi doar profitabilă și toate lucrurile vor fi roz, doar lapte și miere. Haideți să vedem, să tragem niște concluzii. Păi, va începe sigur o recesiune odată cu începerea scăderii dobânzii de referință? Nu. Istoric vorbind, doar de două ori în toată istoria, de când se măsoară aceste date financiare, doar de două ori nu s-a respectat reguli. Adică în 17% din timp. Dacă ne uităm care sunt aceste două momente, păi în 1966, când s-a început scăderea și nu a apărut o recesiune, și în 1984, când am avut scăderea dobânzii și nu am avut o recesiune. Asta înseamnă că, de-a lungul istoriei, în doar 17% din momentele în care s-a tăiat dobânda, nu am avut și o recesiune. Da? Deci nu înseamnă că, în momentul de față, dacă se va începe o scădere a dobânzii de referință, vom avea o recesiune 100%. Sunt șanse să nu avem această recesiune. Sunt șanse mari să nu avem o recesiune. Șanse foarte mari nu sunt, dar există. În momentul în care se încep scăderile dobânzii de referință, piața va continua să crească? Păi, din nou, istoric vorbind, după ce s-a început tăierea acestei dobânzi a băncii centrale piața continua să crească între 3 și 6 luni. Asta înseamnă că dacă în luna septembrie, când se așteaptă o scădere a dobânzii de referință, se va începe în realitate această scădere, înseamnă că în 3-6 luni ne așteptăm ca piața să continuă să crească. Da? Și atunci, dacă ne așteptăm ca piața să continue să crească, ce ar trebui să se întâmple? Păi dacă ne uităm pe S&P 500, Așteptarea mea este ca pentru trimestrele următoare, până în Q1, Q2, 2025, să avem o creștere în continuare. După Q1, Q2, probabil, la un moment dat, va apărea o corecție. Cât de mare va fi această corecție? Foarte greu de zis. Foarte greu de prevăzut o potențială corecție, însă mă aștept să apară această corecție. Care sunt șansele să apară această corecție? 83% 83 sunt șanse să apară această corecție dacă ne luăm după informațiile istorice pe care le-am avut până în momentul de față. Da, șansa 80% să apară această corecție. Deci, din nou, nu este nimic garantat în piețele financiare, nimeni nu poate să garanteze nimic, dar, statistic vorbind, cam acestea sunt șanse. Oare suntem deja în recesiune? E bine, depinde unde te uiți. Dacă te uiți în anumite sectoare ale economiei, vă observa că în momentul de față suntem deja în recesiune. Și dacă suntem deja în recesiune și mă aștept ca în următoarea perioadă, în următoarele trimestre, să avem o corecție majoră pe piețele bursiere, eu cum mă protejez de această, de această corecție? Ei bine, să știi, eu nu ies de tot din piață niciodată. Tocmai din această cauză, în momentul acesta, eu sunt 50% investit, 50% în cash. Asta înseamnă că dacă următoarea perioadă va fi o perioadă de creștere accelerată, eu voi câștiga. Dacă în următoarea perioadă va fi o perioadă de scădere accelerată, eu voi obține niște prețuri foarte bune de achiziții. Și tocmai din această cauză, eu, în următoarea perioadă, prefer să nu fac trading. Dar asta nu înseamnă că toată lumea va face același lucru ca și mine. Fii atent, am o întrebare apăsătoare pentru tine. Vei vinde activele pe care le dețin momentul de față, pe maxime istorice, și aștepți corecția ca să le cumperi pe minime? Pentru că observ în piețele financiare că sunt foarte mulți oameni care vor să facă acest gen de trading, și tocmai din această cauză, dacă ne luăm după informațiile statistice din ultimele sute de ani, există șanse ca la un moment dat să apară un maxim și apoi să apară o corecție. Ce intenționezi tu să faci pe aceste maxime și minime? Vrei să vinzi pe maxim și să cumperi pe minim sau nu vei vinde pe maxim și doar vei cumpăra în momentul în care prețul îți va permite acest lucru.